Emisiune oferită de Cotnari. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi vom discuta despre bătălia pentru play-off. Vom avea o ultimă rundă cu emoții după rezultatele înregistrate în acest weekend. După cum bine știți, Iașiul a pierdut la ultima fază a meciului cu CFR Cluj cu scorul de 0-1 în dealul Copoului. Botoșaniul s-a încurcat aseară cu Gaz Metan, scor 1-1, și o bătălie strânsă acolo între Botoșan, Viitorul și Poli Iași pentru ultima poziție de play-off. Vom vorbi și despre fotbalul mic, ca să spun așa, în plan normal se pare că la Vaslui. Invitatul emisiunii de astăzi este Cristi Ungureanu, antrenor la echipa CSM Vaslui. Bună seara, Cristi, bine ai revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Bun, înainte să discutăm despre duelurile din play-off, spune despre acest proiect de la Vaslui. Da, din vară a început un proiect nou la Vaslui prin care se încearcă readucerea echipei măcar în următorii 3 ani la nivelul ligii a doua. Am încercat în această iarnă să aducem ceva jucători ca să nu avem emoții cu promovarea. Sunt fericit în momentul ăsta pentru că tragerea la sorți pentru barajul accederii în Liga a treia, spun eu că ne-a surâs, deoarece am căzut cu Iașul și din câte am înțeles, niciuna din echipele din Iași nu vor să aibă echipă la Liga a treia. Asta nu poate decât să mă bucure, dar nu-mi fac speranțe, ci doar mă gândesc ce trebuie să fac să ajung pe primul loc. CSM Vaslui nu are nicio legătură cu FC Vaslui, nu? Nu, cu fosta. Are legătură pentru că această echipă s-a format alipindu-se echipa CSM cu echipa suporterilor, cumva dându-le locul de Liga a patra, dar în momentul ăsta am înțeles că sunt ceva tratative să schimbe denumirea, pentru că suporterii vor să numească pe FC CSM Vaslui. Sper să ajungă la un acord care să ne aducă din nou suporterii la stadion. La unde jucați? Pe stadionul central. Pe stadionul central, nu? Da. Am avut meciuri acasă în care chiar am jucat în nocturnă. Da. Interesant. Interesant. Ca și proiect interesant, de am și hotărât să merg acolo. Și mai ales pentru viitor. Pentru mine a fost o mare surpriză când echipa a dispărut și era păcat de condițiile pe care le-au la Vaslui să nu aibă o echipă. Finanțarea de unde vine? De la primărie. De la primărie, nu? Da. Din câte știu. Adică dedesubturile chiar nu le știu pe toate, dar știu o mare parte din ce am discutat cu domnul primar că vine 100% de la primărie. Porumboiu? A fost la primul meci? A fost la primul meci. Da? A nostru ne-a observat, dar după aia nu cred că l-a mai văzut pe la teren. Calul de jucători? Mi-am adus acum în iarnă marea majoritate ce au lucrat cu mine pe la Știința Miroslava. Jucători care erau în momentul ăsta sub contract cu alte echipe, dar au venit pentru a lucra cu mine și pentru a mă ajuta să-mi îndeplinesc acest obiectiv. Cine? Bogdan Botezatu, Gherasim Bogdan, a venit Tudorache Tudorel de la Știința Miroslava, Cerneuțeanu, Silviu a venit de la Știința Miroslava, Croitoriu, care a lucrat cu mine, Valentin, plus cei care erau dinainte, Sărițeanu Andrei, Mironiu Nuț. Deci s-a mutat Miroslava la S-a mutat. Nu știu dacă s-a mutat, pentru că acești jucători sunt experimentați, dar nu știu dacă pot să mai joace la nivel de Liga a treia, pentru că majoritatea dintre ei sunt salariați, au servicii, dar cu experiența și cu îndemânarea lor sper să pot să acced în Liga a treia. Și cu cine vă bateți acolo? În momentul ăsta cred că doar cu Hușul ne mai batem. Hușul, nu? Da, pentru că am înțeles că cei de la Muntenii de jos au ceva probleme financiare și s-au cam destrămat. Cu Hușul avem bătălia, cred.
Dar fotbalul poate oferi multe surprize și de-aia nu îmi place să vorbesc înainte. Vedem pe parcurs. E dificil pentru că e și un sistem ciudat. E sistem play-off, unde accedă 8 echipe. Locul 1 joacă cu locul 8, locul 2 cu locul 7, locul 3 cu locul 6, locul 4 cu locul 5. 2 meciuri, unul acasă, unul în deplasare, eliminatoriu, rămân 4 echipe. Din nou se face tragere la sorți. Cine joacă cu cine, din nou 2 meciuri eliminatorii, finala, tot 2 meciuri și de-abia apoi poți să-și spui că ești campion și apoi urmează barajul. Da. Condiții aveți? Da, condițiile sunt bune. Sunt condiții decente, chiar ne apropiem de Liga 3 ca și condiții. Am avut și un stagiu de pregătire la Pojurita, avem tot ce ne trebuie, echipament și tot ce necesită pentru o echipă. Autocar ceva? Autocarul avem. Nu, avem condiții chiar bune. Am înțeles. Salarial? Sunt salariați, toți sunt salariați. Da, nu au salarii foarte mari, dar sunt salariați, iau în fiecare lună salariu, plus primele de joc, plus primă de obiectiv. Adică eu cred că, nu știu dacă până acum n-am mai întâlnit, eu am mai jucat pe la Liga 4, dar n-am întâlnit asemenea condiții. Și primarul zice că vrea echipa în Liga 2, cel puțin, nu? Da, urmează să vedem, trebuie să tragem foarte tare, să reușim să promovăm anul acesta, urmând ca din vară să avem 2 ani la dispoziție să formăm o echipă competitivă și să promovăm la Liga 2. Lumea avidă după fotbal, nu? Da, da. Vine lumea la meci, sperăm ca prin rezultatele noastre să aducem mai multă lume la meciurile noastre și să-i apropiem. Pentru că e puțin diferit. Obișnuiți cu performanța, lumea nu prea coboară ștacheta, dar eu sper ca pe viitor să reușim să, odată cu promovarea, să-i aducem la stadion. Cum e? Un botoșănean a avut rezultate la Iași și acum se mută la Vaslui cu... Viața antrenorului e destul de ciudată și important e să antrenez. Mi-a fost greu să aleg, plecând de la Liga 2 să mă duc la Liga 4, dar pentru proiectul ăsta chiar am hotărât că și am gândit că merită. Merită readus și e important să antrenez până la urma urmei. Da. Să revenim acum la Liga 1. Cum ți s-a părut meciurile din această etapă? Iași a pierdut în minutul 93 cu CFR Cluj, Botoșaniu s-a încurcat, Sepsi s-a încurcat cu Viitorul și așa, Sepsi 37 de puncte, Botoșan 36, Viitorul 35, Poli Iași 34, în ultima etapă CFR cu Sepsi, Viitorul cu Botoșan și Hermannstein cu Iași. Din calculele făcute, am urmărit ieri chiar după transmisiunea meciului, am înțeles că Sfântul Gheorghe deja sunt ca și... Sunt matematic în play-off, urmând ca Viitorul cu Botoșani și cu Iași să bată pentru ultimul loc de intrare în... E destul de dificil. E destul de dificil și e greu de dat un pronostic, pentru că în ultima etapă nu se va ști niciodată ce se va întâmpla. Calculele hârtiei spun așa, dacă Viitorul va remiza cu Botoșani, iar Iașiul va câștiga la Sibiu, va merge Iașiul în play-off. Dacă Botoșani și Viitor remizează și Iașiul nu reușește, rămâne Botoșaniul. O victorie a Viitorului scoate Botoșaniul și Iașiul din cursă. Da, sunt multe calcule de făcut. Luni după ultimele jocuri făcute, vorbim acum de Iași, eu cred că Iași se poate impune lejer la Hermannstein. Dar meciul cu Viitorul cu Botoșani e un meci deschis oricărui rezultat. De aia sunt așa puțin gânditor înainte de a da un pronostic. Mi-e greu să spun că una din... Luând după valoarea loturilor și după rezultatele anterioare, în momentul ăsta cea mai în formă echipă ar fi Botoșaniu. Da. Dar niciodată la fotbal nu poți să spui. O să vedem. Eu zic că Botoșaniu își va juca până la ultima carte, plus Viitorul care vine după niște rezultate negative care nu îi fac cinste, mai ales unei foste campioane și la lotul de jucători pe care îl are la dispoziție.
zic, va fi o luptă clincenă. Dar Botoșaniu a suferit aseară într-un meci, ca să zic așa, o finală pentru ei, și totuși Gazul putea obține 3 puncte. Au avut bară, au avut ocazii, austriacul din poarta Botoșaniului a greșit la primul gol, dar s-a revanșat la alte situații ale Gazului. Eu cred că Botoșaniu a privit puțin cam lejer acest meci. Cu gândul la victoria, a neglijat puțin pe faza de apărare, iar cred că nu s-a așteptat din partea Gazului la o ripostă atât de puternică. I-a luat puțin prin surprindere pe jucătorii Botoșanului și i-a dus ușor i-a dus în propriul careu, unde au avut ceva dificultăți. Iașiul, l-ai văzut cu CFR? Da, am urmărit meciul. Da, eu zic că, din punct de vedere tactic, a gândit perfect Stoican. Pentru că și-a jucat ultima carte și era normal ca să atace, dar vedeți că fotbalul ăsta câteodată e nedrept. Ocaziile importante le-a avut Iașu și merita, din punctul meu de vedere, să câștige. Plus că eu, din ce am văzut la televizor, a fost 11 metri clar. La Petre. Dar atâta timp cât ai 75 de minute, ai un om în plus și nu reușești să valorifici acest avantaj? Corect. E adevărat. Dar uitați-vă că nu tot timpul țiese. Nu tot timpul țiese. I-a presat, i-a ținut în careu și, pentru noroc, a ajuns mingea la Țucudean, care, într-adevăr, cu o execuție maestrală, a reușit să înscrie un gol la care nici nu cred că s-a așteptat nici șefreu. 3 șuturi pe poartă pentru un meci cu asemenea mize? Da, întâlnește o echipă care a fost campioana României, o echipă care are un lot de jucători destul de experimentat, chiar dacă au jucat în 10, s-au închis foarte bine și au știut să închidă culoarele spre poartă. Plus, în poartă au un Arlauskis care cred că la momentul ăsta e cel mai bun portar din țară, din campionatul românesc, mă refer. Destul de dificil, un meci dificil. Dar un meci controlat, din punctul meu de vedere, 100% de Iași. Terenul poate fi o scuză pentru... Da, poate fi. Poate fi o scuză, dar poate fi o scuză și pentru adversari. Dar... din punctul meu de vedere, nu ar trebui să joace pe un asemenea teren. Probabilitatea de accidentare este destul de mare și niciun jucător nu își riscă integritatea corporală pe un asemenea teren. Iar mie nu mi se pare normal, atât timp cât la Liga 1, când se fac caietele alea de... Delegările. Nu delegările. Pentru a accede în Liga 1 trebuie să dai drumul la încălzire. Mi se pare normal că toată lumea să aibă încălzire. Să aibă încălzire și să meargă, nu? Că de încălzit toate stadioanele probabil că au. Dar să meargă încălzirea și să poate juca un meci normal. E foarte dificil. Eu am fost fotbalist și eu știu. Dacă n-aș fi fost, probabil aș fi vorbit din alt punct de vedere. Dar e foarte dificil. Dar nu poți să ții echilibru măcar și vrei să fii și din punct de vedere. De sus, poate ca și spectator să vede altceva și nu înțelegi prea bine. Dar tu, în primul rând, cauți să-ți păstrezi echilibru și apoi să mai și driblezi și să și gândești și să pasezi, plus că erau destul de multe probleme cu gheața, erau bucăți de gheață din care sărea mingea. E foarte... Nu știu dacă cineva înțelege, în afară de cei care sunt implicați în fenomen, cât de dificil e să joci pe un asemenea teren. Să urmărim și eu declarația lui Flavio Stoican la conferința de presă de după meci. Păcat că am luat acest gol în minutul 93. Una peste alta vreau să-mi felicit jucătorii pentru că am muncit în acest campionat să... Sperăm că putem prinde un loc de play-off. Încă, teoretic, mai avem șanse, depinde de alte rezultate. Nu vreau să, când este o situație așa de dezamăgire și vă spun o realitate, pentru că în vestiar erau toți cu capetele plecate, eu sunt mândru de ei. De ce vă spun asta? Pentru că
Am jucători care își doresc foarte mult. Suntem o echipă care am pus probleme echipelor din față. Nu cred că astăzi a fost vreo diferență între noi și CFR Cluj, chiar și atunci când am jucat 11-11. Păcat că un jucător ca și Țucudean a făcut diferența într-o situație în care ei se mulțumeau și cu un rezultat de egalitate. Ăsta este fotbalul, capul sus, le spun și pe această cale. Vom merge la Pitești contra celor de la Helmaștat să facem o partidă frumoasă, cu multe goluri, să avem plăcere și, de ce nu, să sperăm că și rezultatele ne vor ajuta. Dar, indiferent de situație, într-adevăr, sunt mândru că am reușit aici, la această echipă, să fac un grup, să fac o echipă, să fac o familie și atunci când noi câștigăm sau când am câștigat, într-adevăr, era o bucurie, o plăcere să-i vezi. Iar în momentele dificile, când ei sunt triști, eu le ridic moral. De ce? Pentru că ei chiar merită. Au fost câteva momente vulnerabile la echipa adversă. Credeți că putea fi forțată o victorie? Putea îmi pune presiune mai multă? Vulnerabil, nu știu ce a fost la această echipă. Sigur, ce am citit prin presă, dar ei, până la urmă, sunt jucători valoroși, sunt jucători care joacă fotbal, indiferent de situația de extrasportivă, e atunci când intră pe teren și arată calitățile. Și ați văzut și dumneavoastră un jucător ca Ciprian Deac astăzi, un jucător care știe să țină de minge, un jucător care pasează, un jucător... Ați văzut Costache, nu degeaba au dat 700.000 pe el de la Dinamo, Păun. Sunt jucători valoroși, dar astăzi cred eu că am fost echipa care am dominat CFR-ul, chiar dacă am jucat în superioritate. Mai mult decât atât, am avut și câteva situații de a marca. Nu am fost lucizi în fața porții, iar atunci când am avut mingea în momentele cheie, am fost crispați, am luat decizia pripită. Sigur, nici starea vremii, nici starea terenului ne-a ajutat, dar una peste alta, cred eu că nu am fost cu nimic mai prejos decât CFR. Asta este șansa, a fost șansa lor. S-au bucurat enorm de mult acum la finalul partidei. Au fost dezamăgit atunci când au făcut 1-1 aici anul trecut și erau ca să piardă campionatul, erau dezamăgiți, apoi erau bucuroși că i-am bătut pe FCSB, acum pleacă bucuroși și o să vină roata când o să fie și triști până la final. Penalti la Patrick Petre și încă un penalti refuzat la o hență în care e 1.89. Când îmi spuneți de lucrurile astea, chiar mă răscolește, dar nu vreau să dau vina pe arbitraj, credeți-mă, pentru că și așa, dacă eram lucis și eram concentrat în fața porții, puteau să nu dea 20 de penalti și noi trebuia să marcăm gol. Asta e fotbal. Acum, indiferent ce a spune eu, nu vreau să... Am văzut ce alte declarații la altor oficiali, la altor echipe și apoi s-a întors totul și parcă acum e bine pentru ei. Nu vreau să pic în această plasă, să dau vina pe arbitraj. Vreau să fiu atent pentru că am jucători care pot mai mult. Pot mai mult. Avem jucători care au calitate și acum după meci, nu știu dacă ne mai încălzește, dar eu țin minte toate lucrurile și vorbele care mi le spun adversarii. Chiar aveți o echipă bună, vorbe de la oficialii lor. Da, am văzut declarațiile lui Flavius Stoican. Din punctul meu de vedere, a greșit și Flavius în acest meci. Am identificat așa câteva, nu știu, erori, aș putea spune. Nu l-aș fi scos pe Bosoi din primul 11 pentru Rus. L-aș fi introdus pe Burlacu din primul minut și nu pe Patrick Petre. Aș fi forțat cumva marcarea golului... Să nu mai rămâne Iașu cu doi închizători din moment ce are avantajul unui om, dar astea sunt părerile mele. Oricum, un antrenor norocos, aș putea zice. Iată, Iașu era sâmbătă seară ca și scoasă din play-off. Duminică a fost acest rezultat de la Botoșani, care mai păstrează o șansă mică, dar există. În ultima rundă acolo, dacă viitorul va remiza cu Botoșani, iar Iașiul va câștiga la Hermannstadt.
Per total, un sezon regulat destul de complicat pentru Ieșeni. Au fost atâtea scandaluri, au fost plecări de jucători. Cum e să-ți pierzi capitanul și decarul în timpul anului? Eu zic că asta e mare problemă la echipa la Iași. În rest, eu cred că dacă cu mai multă liniște s-ar putea face mult mai multe. Dar scandalurile astea și nu știu de unde încep și pentru ce încep și pentru ce se continuă chestia asta și nu știu dacă e treaba mea, dar ca idee, dacă ar fi mai multă liniște, probabil rezultatele ar fi altele. Da, am vorbit și cu Marius Onofrașa, cu două săptămâni a fost invitat aici și de când a trecut din iarbă pe ca și oficial, nu, numai scandaluri au fost la Iași. Ba, cu plecarea lui Bergodi, că n-a fost primit la antrenament, ba, după 15 victorii îl schimb Bergodi pe Neagoe. Napoli? Napoli. După 15 victorii îl schimb pe Neagoe și raz tot lotul, vin alți jucători. Acum scandalul acesta cu Sabo. Eu îi dau dreptate pe lui Stoican, pentru că e foarte, foarte dificil atunci când n-ai liniște să antrenezi. Gândurile tale ca antrenor trebuie să fie doar ceea ce se întâmplă în interiorul grupului, ceea ce se întâmplă la antrenamente, ceea ce trebuie să pregătești pentru meciurile oficiale, ceea ce ai de urmărit la adversarii, la adversarii tăi. Pe lângă asta să mai apară încă 10 probleme cu 10 plecări, cu 10 veniri și cu încă nu știi clar dacă le se dau banii, dacă nu sunt mulțumiți, e foarte, foarte, foarte dificil. Plus probleme cu antrenamentul, nu ai un să faci antrenamentul, corect. Vremea nu ține cu tine, n-ai condiții. Nu sunt condiții, de Liga 1 nu sunt condiții. Ai un sintetic care e vai și la în momentul ăsta e un covor, cum să zic, un covor pus deasupra peste un beton. Am văzut chiar săptămâna trecută, sâmbătă, am avut un amical la Piatra Neamț, un teren sintetic făcut, din câte am înțeles, de federație, super. Și mă gândeam dacă nu se poate accesa cumva, sau nu poate accesa Iașu cumva, dar și schimbarea se va face. Am înțeles. Acum discutasem, pentru că eu am și școala mea de fotbal Spartanii și am fost la ședința pentru copii și juniori, programarea meciurilor și ni s-a spus, mi-a zis domnul Moldovan că e aproape finalizat terenul sintetic de sus de la abator, numai că eu n-am înțeles de ce nu l-a făcut peste terenul de zgură, lăsând și terenul de iarbă. Asta a fost o dilemă pe care n-am înțeles-o, pur și simplu. Poate nu sunt eu în măsură să judec sau să... Și ar trebui și ne-am obișnuit să ne bucurăm că se întâmplă ceva bun. Dar consider că puteam păstra și regazonat terenul de iarbă, iar pe terenul de zgură se putea face terenul sintetic, având posibilitatea de a avea două terenuri. Da. Pe vreme bună se putea juca pe terenul de iarbă, iar când era mai urât afară, ploua sau gen cum e iarna la noi, puteam să te muți pe terenul sintetic. Chiar la Vaslui cum e? Gazonul? Gazonul e super. Da? E de Liga 1. E de Liga 1? Și terenul de antrenament la fel. Au fost ceva probleme cu terenul de antrenament pentru că grupele de copii și juniori de la LPS, CSS-uri și ce mai există prin oraș fac antrenament zilnic acolo, dar am înțeles că îl vor reface acum. Adică la Vaslui sunt condiții mai bune decât la Iași? Pe terenul principal nu intră în afară de noi, odată la două săptămâni nu intră nimeni. Aha. Doar vrăbiile, cum vă place mie să zic. Da, e interesant. Da. Nu știu dacă sunt terenul de antrenament, în momentul ăsta nu știu dacă e peste terenul de antrenament al Iașului, dar în afară de un gazon sintetic care ar fi necesar și cred că e necesar la orice echipă de Liga 1. Mai ales în condițiile în care la noi am ajuns să avem 5-6 luni de iarnă, în care 3 luni trebuie să te antrenezi neapărat. Dar chiar e un lucru de neînțeles și am mai ridicat aceeași problemă în emisiune. Cu acest sistem, această gândire a marilor profesioniști de la Liga Profesionistă de Fotbal, de ce să nu pui meciuri
miercuri, sâmbătă, în lunile septembrie, octombrie, și le îngrămădești pe toate în decembrie și la începutul februarie, când știi că iarna la noi e iarnă, e neschimbată. Adică... Da, nu știu cum gândesc ei, dar probabil sunt și televiziunile la mijloc și cei care... Pe de o parte, televiziunile spun că Liga face... Acum nu știu, n-aș vrea să intru într-o polemică pe care nu... Dar chiar sincer, nu... Că nu are logică, nu mi se pare logic. Aș vrea să spun câte n-au logică la noi. Da, luăm o pauză de publicitate, după care vom reveni, vom discuta și despre Botoșani, vom vedea ce a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului de aseară cu Gazmeta Mediaș.